Culiță Sterp spune că datorită Danielei a evoluat, însă cineva îi atrage atenția și lângă Carmen te-ai făcut cunoscut. Prezent la podcastul lui Cătălin Măruță de pe YouTube, Culiță Sterp a povestit că datorită soției lui, Daniela, a evoluat foarte mult. Care e cea mai mare frică a lui Culiță? Întreabă moderatorul podcastului, Cătălin Măruță. Frica lui acum e Daniela, nu știu alta, spune Iancu. Am evoluat foarte, foarte mult lângă ea, deci cred că lângă toate femeile din viața mea cu care am stat la un loc, nu am evoluat cât am stat lângă ea în 2,3 ani cât am stat. Foarte, foarte mult. Este foarte deșteaptă, gândește foarte mult, multe chestii m-au învățat de care nu aveam habar de ele, să zic așa, a explicat Culiță. Internauții i-au atras atenția lui Culiță Sterp. Secțiunea de comentarii a videoclipului în care Culiță Sterp susține că Daniela este unul dintre motivele pentru care el a evoluat enorm a fost luată cu asalt de către internauți. Într-un comentariu îi se atrage atenția asupra faptului că și în relația cu Carmen de la Sălcioa a avut de câștigat, mai ales din punct de vedere profesional, deoarece alături de ea s-a făcut cunoscut. Lângă Daniela a evoluat, iar lângă Carmen te-ai făcut cunoscut, a scris internautul, conform redacția.ro.